Sunt de aproape 9 ani cu iubita mea. Clar. Cea mai frumoasă perioadă din viața mea. De 7 ani suntem căsătoriți. Dar despre asta într-un alt vlog. Acum vreau să vă spun o poveste. După atâția ani cu bune, cu rele, simțim că ne lipsește ceva. Și nu vorbim aici de lucruri materiale, ci de un suflet care să ne consolideze relația. Și noi am încercat. Chiar am încercat. Chiar dacă în primii ani relației noastre nu ne simțeam pregătiți nici material, nici mental. Acum, în ultimii 3 ani, chiar ne doream cu adevărat un copil și chiar am încercat. Și de aici încep cu adevărat problemele. Noi nu mai suntem chiar și de tineri. Problemele de zi cu zi devin din ce în ce mai frustrante. Se adună la chestia asta, se adună și faptul că nu avem încă un copil. Dar cu toate astea, noi încercăm mai departe. Puteam să încercăm mai mult. Puteam să cerem ajutorul unui specialist. Dar am cam fost delăsători. Anii trec. Deja începem să avem discuții de genul: tu îți dai seama că la 50 de ani copilul nostru să fie pe la gimnaziu? Discuții foarte grele sunt astea. Și apoi una și mai grea. Tu îți dai seama că al nostru copil putea să aibă 6 ani acum? Să nu mă înțelegeți greșit. Relația dintre noi doi este una perfectă. Și nu greșesc cu nimic când spun asta. Chiar este o relație perfectă. Atât din punct de vedere al sentimentelor, cât și din punct de vedere al prieteniei dintre noi. Da, avem o relație perfectă, dar asta este o perfecțiune impusă, adică este o perfecțiune din care, știu că sună ciudat, dar parcă lipsește ceva. Și poți să te gândești la un moment dat că poate lipsește un lucru material, de exemplu o casa noastră, sau o mașină mai bună, sau orice de genul ăsta. Dar nu este așa. Pentru că lucrurile materiale le putem face. Dar lucrul care ne lipsește nou acum este un copil. Asta este clar. Fără doar și poate. Și când încerci și încerci fără rezultat, prietenii, familia te întreabă mereu: dar un copil pe când? Chestiile astea creează o presiune enormă asupra unei relații. Noi lucrăm de dimineață până seara. De luni până vineri. Când ajungem acasă, mâncăm ceva și cam asta a fost ziua. O rutină care e destul de apăsătoare uneori. Mai ales că eu în weekenduri mai am și evenimente. Sâmbăta, unul și duminica. Și când am doar sâmbăta, sigur, duminica o petrec doar ca să mă odihnesc. De exemplu, weekendul trecut m-a avut nuntă și sâmbătă și duminica. Era o problemă gravă de oboseală, că de luni eram în concediu oricum. Dar am ajuns duminică noapte acasă, Roxana abia adormise, mers, am făcut repede un duș și când să mă pun pe pernă, am găsit asta.